Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou clip Ce avem noi aici? Avem uh, un ciocan, un rotopercutor, uh, da, rotopercutor de la Steinhaus E bandul EMAG care îl vinde E putere de 1200 de W și 800 și ceva de rotații pe minut Să vedem și noi aici, da 850 de rotații pe minut și stați alături de mine, ce include pachețelul. Uh, ieri mi-a venit și eu am dat și desf uh, desfacem ăsta, deschiderea coletului de livrare. i am uh, avut pe aici o punguliță, uh, că a fost nou noul, deci nu -i de la desigilate asta. Mi-a costat 200 270 de lei. haideți să deschid și pachețelul. Uh, o să închid și o să uh, deschid după aia. Așa, bun. Am deschis și această cutiuta, o să păstrez uh, Sper să nu-i dau retur dacă o fi să fie bună. Sper să nu-i dau retur și avem aici Dante Internațional SAC care face acest e brand de EMAG. Aici e numărul de la EMAG, dacă o fi cu garanție. Fabricat în China. Na, mă rog, în fine. Hai să desfacem aici. Ne-a dat o valiză de transport așa de la toate. Și avem, am văzut și daltă, Eu m-am uitat, ne vedem ce e. Așa. E mare, ceva mare, e destul de mare. E o pe cutanta asta, e foarte mare. Ia. Desfacem această valiză. Cum așa, ma Și deja avem un tub de vaselină. Dar nu o să pun vaselina acum, deoarece am văzut că mai are ea. În ea avem aici um, apărătoarea pentru... pentru praf, dar nu o să o pun pentru că nu așa. A, și aici avem uh, o daltă, daltă pentru Adam, pentru a face, pentru a sparge ceva de genul. Nu e destul de bună, dar merge așa ceva. A, așa, bun. Și aici avem un spint, adică pentru a face eh uh, avan ceva de genul sau de, da, să dai în el să să bagi curentul sau ceva de genul, sa da? să pui fi de ceva, Deci, nu m înțeleg inteles mă. Să când da pe pe ciocan, ăsta îl, îl sparge, face șanțuri, așa. Și pune jos asta ce vezi pe acolo sau, nu da. mă rog. Punem aici. Bun. Și în primul rând să ne uităm noi la echipament, prima dată ne uităm Vedem ce mai include pachetelul. Păi avem o... Cum îmi spun la asta? Cheie pentru a desface. Uh, adâncitorul ăsta, dar eu nu o să-l pun deoarece nu am treabă cu el. Cine vrea să-l pună el, nu, niciodată n-am pus și la bor ca ne-am postat. Nu le pun, că nu nu -mi plac. Și avem aici burghiu, nu știu dacă se vede. Burghiu, hai să desfac și un burghiu să vedem asta, nu știu dacă pot să... Deci, nu, da, în fine, nu... Da. asta e burghiu, de SDS. Dacă aveți burghiet la altă bormașină și avea SDS, puteți să le pune. puneți. Aici avem așa, manualul de utilizare și aici să postăm noi cât a costat ea. Da? Așa, 267,98. 270 Mai dai și la cuier ceva Da, 270 de lei Bun. Asta, asta e tot, da? Doșa. E mag, de la imag au luat. Bun. Și avem aici, ne-a inclus și în pachet întotdeauna cumpărăm niște cărbuni de, așa, cărbuni, da? Și hai acum noi să ne uităm, să ne atragă atenția scula noastră profesională brandul e mag, să știți că e destul de bun, dar care e problema? Că e cam grea. E cam grea de, 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 Paul, nu, grea de tot. Ia. Vine și într-o zic că are la undeva la vreo 5 kg. Ia. Cam undeva, da, la 5 kg să zic așa care. Și mă uitam la la firul ăsta, așa, uite de cât de gros e Deci să știi așa, că, nu știu dacă o fi calitate, calitate așa garantată De Stenhouse, n-am mai cumpărat, am făcut atunci când am cumpărat uh, drujba aia, mi-a dat cadou Dar uh, e destul de bun, nu știu așa. Am probat un pic, nu am probat un, în, uh, în lemn, în ala în lemn sau în beton Dar uh, o să am, uh, o să am uh, zilele ăștia, o să am treabă da, nu știu dacă se vede bine. O să am treabă în partea aia din deal, nu știu dacă se vede destul de bine, dar o să, acolo o să am treabă. La căsuța aia, vreau să-i pun, să fac o gaură prin perete, să-i pun un coș. De... Deci, căluțul, ce faci căluaci? Nu mai ce un căluț. <gătă -i> Ia, nu știu dacă Calule, ce faci calul? Hm? Da, acolo am, o să am treabă că o să vină un coș în partea aia Prin perete ca să, pentru o sobă Și atunci Și atunci o să vedem și noi cât e de bună pe cu tanta la Stenhouse Dacă o fi bună o să adaug un review, acolo e mag, dar dacă nu o fi bună și văd că nu consider că e are putere, eu zic că are destul de mare. Că dacă se vede aici are 1200 de, de rotații pe, pe de cer scuze. Avem așa modelul Pro RH 1200. Mă să știi că e destul de bun în cer. Și avem aici 4000 de, rot de bătăi pe minut. Așa impact, energie 5 jul, jul, așa se numește. Îi spune așa, jul, da? De așa. Modelul ar fi, să zic, nu știu dacă puteți să spune asta, nu știu ce vreau să 2020 ceva de ceva, ce, ce Da. 4, nu știu ce. 2, cred că 2020. Și a importat unul așa, asta și v-am spus, Dante Internațional. E brandul e mag, deci nu mai e mag. Și aici mi-a plăcut la el care are brandul pe el făcut Stenhouse. să și că e destul de bună. Da. Nu uitați să dați like-uri și să vă abonați la canalul meu de YouTube și dacă cumva vedeți că nu mai are vaslină, o să-i puneți aici, dar eu am desfăcut, nu pot să vă arăt acum pe... Vedeți care? Nu, bine, mai dacă aveți treabă cu ea. Eu acum o să am treabă cu ea și după aia o las acolo. Asta ține loc și de bormașină și de... Știți că l-am postat cu bormașina mea atunci? Aceea de la Panzer, pe parte nu m-am căit că am luat-o, că e așa de... de... Dar dacă mi-am luat pe ăsta, lasă cred că nu mi-am să mai am treabă cu bormașina la altă. Dar eu sper să... Să, să fie bună asta, așa sper. Dacă Dumneavoastră ați cumpărat acest uh, dispozitiv de la Stenhouse, vă rog să -mi spuneți și mie în specificații dacă este bun, da sau nu. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, dacă cumva n-ați făcut-o, pentru a vedea și celelalte videoclipuri ale mele. Și în primul rând să vă spun și eu la imag. Uh, dacă vreți și nu aveți bani de un produs să fie nou nouț uh, puteți îl cumpăra la Resigilate, nu-i neapărat să fie folosit. uite De exemplu, ăsta al meu nu e folosit și dacă îi dau retur, el uh, bagă din la sigilate. Și păcate acest puteți să ne punem direct la noi. Deci cumpărați cu încredere că ele la Resigilate sunt la fel de bune, doar că cineva poate le-a avut înaintea dumneavoastră și le-a, practic să vă spun așa, s-a uitat la ele și o să vedeți pe aici uh, uh, imprimanta, așa o mâinile pe ele, așa, cum să vă spun eu asta, da. Și nu, aia, ele sunt foarte bune, deci nu, nu, nu vă speriați, ca, Asta poate dacă îl dau acum redul, în loc de 267 de lei, o să fim undeva la 210 lei ca sau 880 lei. Deci deja un milion din ele, un milion 70 lei cam pe, îl scade. Și păcat, e destul de bun. Deci nu vă speriați, sunt cele mai bune și la resigilate. Uh, drujba mea Pro Garden, care v-am spus atunci, ați văzut-o și pe contul meu de YouTube, dacă vă uitați, tot la resigitate luată, foarte, foarte bună și aia Stenhouse e foarte bună, deci foarte, foarte bună. Da, dragii mei, cam acesta a fost videoclipul meu, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube dacă cumva n-ați făcut-o și asta nu să mai pun acum în cutie că o să am treabă, azi e sâmbătă, pe, mie, pe luni, miercuri, încă să mă apuc, cam puțină treabă de, de făcut, da. Dacă cum am spus, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube, dacă cumva n-ați făcut, o să dați like-uri, să distribuiți, cum spun alții, share, da? Să distribuiți. V-am pupat! Weekend plăcut să aveți! La revedere!